Mă numesc Zuleika, episodul 76. Mușgan, care a implorat-o pe Zuleika să-și vadă fiul odată și s-a întâlnit cu Kerem Ali, își încalcă promisiunea pentru când este timpul să plece, în timp ce evadează cu bebelușul în brațe. Mușgan, prinsă în apă, o va trage pe Zuleika în cele mai grele momente din viața ei, în timp ce Kerem Ali se luptă cu curentul pe de o parte, Mușgan se luptă cu curentul pe de altă parte, Zuleika regretă binele pe care l-a făcut, iar soarta a doua vieți este în mâinile ei. Ceea ce nu a știut ei la momentul respectiv este că există o pereche de ochi care îi privesc. Demir a angajat un bărbat pentru a afla dacă Zuleika se întâlnește cu Ilmaz. Sefta se așează în conac când în deținere pe Demir. Demir i-a spus lui Zuleika: ești liber să faci ce vrei, dar este foarte superat că încă o iubește, în timp ce tot ce se întâmplă îl va face să strălucească ca înainte. Sefta îl frânează. În timp ce Sefta este foarte interesată de Demir, s-a obișnuit și să fie doamna casă. Luarea deciziilor de la ora mese până la munca de făcut va continua să se confrunte pe Zania. De fapt, toată lumea de la fermă o urmărește pe Sefta pentru că vedea dacă încearcă să le locuiască pe Huncate. Sanie stă în fața Sefdei cu fiecare pas pe care îl face. Acest lucru îl va face să se întindă și cu fier. Demir nu tot lerează nicio acțiune împotriva lui Sefda, chiar dacă aceasta sunt încredințate lui Huncar, Gafur, care crede că fermitatea, că zilele lui la fermă sunt numărate, va fi mai convins că pleacă în Germania, pe măsură ce îl întâlnește mai des pe Șermin. Singurul lucru care îl face să se gândească este cum să-i spună asta lui Sanie, dar pentru prima dată în viață îl face treaba mai ușoară. După ce tensiunea de acasă a trecut puțin, Fikret, care continuă să stea în Adana, este după un birou și niște hârtii, deși nu știe încă de aceasta. Ilmaz se va apropia din nou de Fikret cu suspiciune din cauza a ceea ce s-a întâmplat, ce a părăsit casa în grabă. Când s-au adăpostit pentru prima dată în fermă, au auzit că Huncar s-a căsătorit cu toți cei logodiți. Zuleika și Ilmaz au spus că sunt frați pentru a nu fi găsiți fugari. După toate evenimentele și tot timpul care a trecut, cei doi îndrăgostiți care au început să se reîntâlnească în stuf pentru a-și face planuri de evadare, de această dată își vor pregăti planurile definitiv. În timp ce Ferkli și Demir caută o modalitate de a-l găsi pe ucigașul lui Huncar, Gafur, care știe totul, este confuz unde să-și spună necazurile. Între timp, timpul a trecut și vor fi recitate 40 de mavlist. Fekeli a decis să nu-și lase dragostea de 40 de ani să-i părăsească vederea. La fermă, tensiunea va predomina în continuare în pregătirile pentru mavlid. Implicarea Sefdei din organizație va deranja pe toți angajații.